Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod cu Granny Multiplayer în Roblox. Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun să mergeți toți pe primul link din descriere, către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow sau dacă nu, îl aveți acolo sus, în stânga, houdini.insta și să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe dacă susțineți această serie de Granny Multiplayer și dacă vreți să mai apară episoade în fiecare zi. Hai să-i dăm cu play. Numai puțin tel așa, apăsăm butonul de play și hai să vedem ce se întâmplă. Oh, suntem pe harta camp, deci suntem pe camp, frate, suntem aici la viloaca lui Granny. Și hârculița e aici, vine în spatele meu nebuna. Pac, 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 ne grăbim așa, sper să nu mă prindă, să nu-mi dea târcoale. Ia uite-o mă cum vine ea după mine. Păi acum nu contează oricum că aici o jucuiesc, de-o nebunesc. Hei, hârculițo, crezi că mă prinzi tu pe mine? N-ai șanse. Doar dacă, nu știu, dacă ți activezi puterile de Speedy Gonzales, da? Nici așa nu cred. Păi nu mă prinde asta, în veci nu mă prinde, frate. Ia uite-o cum stă acolo în spate. Hărculiță! Păi te pui tu cu fratele Houdini? N-are, deci n-are nicio șansă. Absolut nicio șansă. Puteam să iau și eu bucata aia de shotgun, să o pun. Hai că o dăm așa acolo, după care iau bucata de shotgun să mă duc să o pun, că oricum hărculița n-are cum să mă prindă. E riparino, deci pe nu știu, pe aici n-are cum să mă prindă. Nici capcane nu poate să pună. Deci e imposibil, frate. Hai să mergem să luăm bucata asta de shotgun. Până atunci, dacă o tot jucuiesc eu pe aici, poate o să scape ăștia pe aici, adică o să deschidă o ușă. Sper măcar să se întâmple asta. Hai să luăm așa frumușel asta. Și acum hârculița, oi, ce în spate a rămas nebuna. S-o gândit să mă ia pe partea alaltă, dar s-o și răzgândit în același timp, sărăcuța. Bun, mergem să punem bucata de shotgun, pentru că până o să ne ajungă nebuna asta, o să mai treacă încă vreo două decenii. Deci n-are absolut nicio șansă să mă prindă. Uite, vedem că mai este cineva acolo în căsuță. Mergem și noi așa frumos pe aici, ocolim să nu cumva să cădem în chestia asta verde, pentru că murim instant. Și o luăm așa frumos pe aici, mergem să punem și noi bucata de shotgun, după care ne apucăm să mai căutăm. Oh, și vine pe partea asta la altă. Da, liniștiți că nu mă prinde ea aici la cotitura, pentru că o să ies tot pe aici, o să mă întorc tot pe aici, vreau să închid și ușa să fie închisă. Bun, punem bucata asta de shotgun și haideți să vedem dacă shotgunul, uite, sunt două cheiții acolo, văd că o lăsat nebuna acolo o bucățică de shotgun. Dar nu ies pe aici pentru că dacă o să ies pe acolo și o să vină, nu mai am ce să fac, o să mor instant. Așa că o să revin pe aici așa, frumușel, frumușel, frumușel. Și o să ocolim dacă vrem să luăm bucata aia altă de shotgun. Vreau să fac shotgun-ul, să-i dau o bucată așa la hârculiță, adică să-i dau un glonț așa direct în vârful fronții, frate, îi dau. Dau un fund, îi dau așa pe sub fust, îi dau. Ia uite aici pe nebună. Ce faci, hârculiță? O, l-a pus pe ăsta pe jos. Și iară vine după mine, iară trebuie să o dau ocol. A, uite mă că a pus aici două din astea, două trepuri. Păi degeaba ai pus trepurile, nebunatico, că nu mă prinzi. Nu ai cum să mă prinzi, înțelege-te. Înțelege-te că o dau ocolul pe dincoace. Înțelege-te, hârculiță, că nu ai ce să-mi faci. Deci asta nu vrea să înțeleagă, frate. Ea crede că dacă a pus două trepuri acolo... Pana mea, mă poate prinde. Nu știu cum de-o reușit să pună două trepuri. Hai să luăm și bucata asta altă de shotgun. Nu știu cum de-o reușit să pună două trepuri, pentru că am încercat și eu să pun două trepuri așa una lângă alta și nu m-a lăsat. Nu știu ce-a făcut. Poate a găsit un bug sau ceva de genul ăsta. În fine, vedem noi. Vedem noi când o să mai fim Granny dacă reușim și noi. Așa, și o luăm pe aici, cea frumușel. Mergem să punem bucata aia. Ia să vedem. Oh, și Senala este abonata noastră. Salutare, te salut. O să auzi și tu pe videoclip, cel mai probabil. Dacă o să te uiți la videoclip, dacă o să te uiți la videoclip, o să-ți auzi numele. Deci avem o abonată care joacă cu noi. Se numește Senala 012. Salutare. Salutare, surioară. Ok. Văd că vine după noi. Va trebui să ne grăbim aici puțin, să deschidem ușa, să închidem ușa. Dacă nu reușesc să pun și bucata asta de Shogun, pac, deschidem asta, îi închidem așa repede ușa în nas, punem bucata asta aici și încercăm să fugim, să nu vină netrebnica asta mică. Pac, și sărim pe aici, oi, 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 luăm și bucata asta de shotgun, dacă mai avem timp, ia uite că am avut timp.
Mi s-a părut că au rupt acolo bucățile alea de lemn, adică cutiile alea, dar nu. Nu s-a întâmplat asta. Acum nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac exact. Hai să o mai giucuim puțin. O mai giucuim puțin pentru că dacă nu ne poate prinde acolo când se deschide ușa, cine știe, poate deschid ușa și se griciuiește și ne prinde netrebnica. Așa că mai bine o dăm așa încotură pe aici. O dăm încotură pe la cotitură. Să scăpăm de ea, după care mă duc să pun și bucata asta și vreau să iau shotgun-ul să-i trag, frate, un glonț în fund vreau să-i trag. Să moară Chiquita de nu-i dau pe sufus, să-i dau. Nebun, adică ia uite eu mă cum ne aleargă ea. O, pus și aici un trap. E bine că e numai unul, că de mai punea unul, ne ripuia la faza asta. Ok, și mergem pe partea asta la altă, pentru că pe partea altă a pus două trapuri, hârculița asta netrebnică. Ia să vedem, mai pune unul acolo, nu mai pune, nu mai pune, sau sper că nu mai pus. O, mai pus unul și pe aici, trebuie să avem grijă. Da, mai bine și ținea două trepuri și le punea într-un loc, pentru că ne putea prinde. Așa, în schimb, na, hai mă, de ce nu arată asta trepul, frate, dacă tot ne urmărea hârculița asta. Mergem frumușel pe aici și punem și bucata asta de shotgun. Nu mai știu dacă ți dă shotgun-ul încărcat. Asta nu mai țin minte. După care o să mă duc să mă lupt cu hârculița asta. Vreau să-i dau așa o bucată pe la spate. A, uite, sunt aici bucățile. A, nu, nu, nu. Sena, Sena, lasă-mă să iau eu shotgun-ul ăsta. Zac, mi-o luat shotgun-ul. Mi-o luat shotgun-ul. Sena, dă-mi shotgun. M-o furat, mă. N-a abonați, frate. N-a abonați că m-o furat. Dă-mi e shotgun-ul. Hai să vedem, mi-l dă. O, mi l-a dropat. Mersi. Mersi, Sena, la. Încărcăm shogun-ul. Și hai să vedem unde e hârculița. Nu o vedem pe aici. Nu o vedem pe aici. Dar oricum nu mă interesează să scap neapărat. Vreau mai mult, frate, să-i trag un glonț în poponeț la hârculiță. Să mă distrez puțin. Pe episodul ăsta nu mă interesează neapărat să scap. Dar nu-i pe aici, nu-i pe aici. Cine știe pe unde umblă. Ia uite-o pe netrebnică. Hai să vedem ce face netrebnica. Da, mic o să intre prin chestia asta verde, pentru că ea poate să intre prin ea. Hărculeță! Acum era ocazia, era ocazia, era ocazia! Avem ocazia să-i dăm la poponeț, ia să vedem. Hai, hârculiță, întoarce-te! Întoarce-ți fundul ăla mare aici! Uite-o, mă, cum ne giucuiește aici. Vrea să ne dea bucata. Da, nu vine, mă, nu vine, nu vine. Așa că pot să-i dau de la distanța asta, așa că aș vrea să fie mai apropiată hârculița. Hărculiță! Hărculiță! A, dar se întoarce, mă, se întoarce. Trebuie să stau așa, cumva. Și când o văd că se întoarce, să-i dau, mă. Oh, că am tras pe lângă! Am tras pe lângă, frate! Am tras pe lângă! Am tras pe lângă! O să ne prinde la faza asta, cred. Nu, nu, se întoarce cu spatele! Pac! Am tras pe lângă iară! Pac! Mamă, cum am ratat toate gloanțele din lume! Păi și unde-s restul de gloanțe vere? Mamă, am ratat toate gloanțele din lume, frate. Hai să mai căutăm gloanțe. Nu știu dacă sunt aici, sincer. Știu că mai erau aici ceva, dar cred că erau pentru arbaletă. Mama mia, sau trebuie să fiu foarte aproape de ea? Nu știu, frate. Ori am ratat toate gloanțele din lume, ori trebuia să fiu mai aproape de ea. Hai să vedem, poate îi urmărește pe ăștia și mă duc să mai caut niște gloanțe. Cine știe, poate mai sunt pe aici pe sus, mi-am deschis ușa în față. Nu-i problemă de război. Oi, ce m-au făcut acolo hârculița? Vere, unde mai sunt gloanțe? Cu siguranță la etaj. Deci cu siguranță la etaj. Sau doar 3 sunt? Dar nu cred, mă, nu cred că sunt doar 3. Hai să mai căutăm în niște camere pe aici. Închidem asta, pe aici prin baie nu. Păi și pe unde ar mai putea fi? În camera asta, la altă aici. Hai să vedem. Ne, nu mai sunt gloanțe pe aici, avere. Nu mai sunt gloanțe. Atunci hai să încercăm să scăpăm. Hai să încercăm să scăpăm pentru că gloanțe din părți. Din părțile Banatului, ca să zic așa. Deci nu mai avem glonțini, forțini, bombini. Așa că trebuie să mergem să încercăm să scăpăm. Bun.
Hai să luăm cleștele astea, să vedem dacă ne ajută la ceva cleșteanu. Și să vedem ce au făcut ăștia până în acest moment. Dacă au deschis vreo ușă sau ceva de genul ăsta. Hai dați, hai dați, hai dați. Oh, Cocorico! Ba nu, Cicirocco! Cicirocco! Ce faci, Cicirocco? Deci am mai intrat încă o abonată, Cicirocco. Roco, Cicirocco, hai că zbun și eu pe citit. Deci Cicirocco. Salutare! Ok, să vedem aici dacă este deschis ceva. Deci au deschis două lacăte, dar nu au cheița. Da, cam nasol. Deci la ușa asta nu stăm prea bine. Hai să verificăm următoarea ușă. Deci mai avem încă o ieșire. Speram. Da, de fapt speram să nu vină după mine. Și chiar nu a venit. Mamă, credeam că mă paradește aici. Dacă nu trebuia să o aștept, să sar pe acolo pe sus. Și dacă știa, putea să mă și bat acolo. Destul de easy. Da, era cam greuț ca să scape acolo. Hai să vedem, hai să vedem. Uite că a deschis și acolo. Presupunem că mai ne trebuie doar cleștele aici. Este posibil să ne mai trebuiască doar cleștele. Să facem rost de... cum se numește? De cheia. Aia... cheie de mașină, ca să zic așa. Ca să putem să deschidem acolo. Oh, dar nu avem aici bucățica de lemn. Și acolo avem nevoie de rangă, cred, sau putem să deschidem direct, nu știu. Păi și lemnul de unde naiba îl iau? Da, oricum nu mai avem timp, frate, încă 10 secunde. Mă rog, 15, 16, 17, câte mai erau. Da, deci nu putem. Oh, uitați-l pe Superman! Superman, frate, ce faci? Mamă, ia uitați-l pe Superman! Deci Granny versus Superman, frate. Stați mai puțin să vede. Oi, oi, oi. Cam asta a fost episodul, frate. L-ați văzut și voi pe Superman de acolo și a schimbat costumația. Acum e galben, nu mai e albastru cu roșu. Și a schimbat Superman costumația. Dacă v-a plăcut episodul, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați să mergeți și pe Instagramul meu să rupeți acolo butonul de follow. Primul link din descriere sau dacă nu, îl aveți acolo sus în stânga. Houdini.insta. Să mergeți să rupeți butonul de follow ca să fiți la curent cu tot ce face fratele Houdini. Vă pupă fratele Houdini și ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!